S-a predat ștafeta la Inspectoratul Școlar Județean. Ion Ișvan a fost înlocuit cu Marcela Mrejeru. Noul inspector general a intrat direct în ședințe. De asta sunt inspector general. Este un lucru, o provocare pentru mine și planurile mele imediate sunt să continuăm etapele de mobilitate. De mâine începem prima etapă a restrângerilor de activitate. Pe urmă facem o analiză a rezultatelor de la simulările de la clasa 8-a, 7-a, a 11-a și respectiv a 12-a și deocamdată încep să cunosc problemele inspectoratului. O să fac o analiză, o să încerc să discut mai mult cu colegii mei. Deja intrăm în inspecțiile de specialitate pe la școlile pe care erau deja fixate pentru acest lucru și am intrat în pâine, cum s-ar zice, începând de astăzi. Fost director al liceului Henri Coandă din Târgu Jiu, noul inspector școlar a declarat că ușa biroului său va fi deschisă pentru toți cei care vor să poarte un dialog. A fost director și așa m-am comportat, adică direct, pentru că sunt o persoană directă, nu-mi plac conflictele, nu-mi plac reclamațiile, nu voi încuraja niciodată aceste lucruri. Cu siguranță că ușa mea este deschisă, colegii mei știu acest lucru, sunt convinsă că cei care mă cunosc știu că pot să discute cu mine orice, pot să stau de vorbă cu oricine, de la femeia de serviciu până la cel mai înalt demnitar, pot să discut orice, dacă are să mă întrebe, pot să discut, pot să negociez acolo unde este cazul de negociere, adică anumite conflicte, pentru că și negocierea este un lucru pe care trebuie să-l învățăm în viață. Consider că am, într-adevăr, și experiența de viață și experiența în învățământ necesară pentru a face față provocării. Marcela Mrejeru este profesor de istorie la Colegiul Național Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu.